Ancheta procurorilor referitoare la mita oferită de studenții din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport pentru a obține o notă bună la examenul de licență la kinetoterapie a fost doar un pretext pentru perchezițiile, în urma cărora au fost ridicate documente și calculatoare. Există suspiciunea că ancheta își are rădăcinile într-o plângere formulată chiar de către un cadru didactic angajat al universității. Procurorii au ridicat documente legate de toate aceste probleme, precum și toate hotărârile luate în ultimii ani de Senatul UCB. Prorectorul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Sorin Ghimiș, a declarat pentru Gorj TV că au mai fost întâlnite astfel de cazuri când diverse cadre didactice au reclamat detalii ale propriului loc de muncă. Există suspiciunea asta, există și zvonurile și la nivelul universității ca și în comunitate, că acea reclamație ar proveni ori de la un student, ori de la un cadru didactic, cred că mai puțin probabil de la cineva din exteriorul universității. E o metodă care a mai fost întâlnită și în anii precedenți în universitate, în care un cadru didactic reclamă împotriva universității, împotriva locului de muncă de unde și câștigă bani. Ceea ce nu cred că este tocmai fair play, mai ales dacă reclamații nu sunt întemeiate. Dacă vor fi întemeiate, atunci da, au avut dreptate. Dar, în general, multe din sesizările pe care au fost făcute de-a lungul timpului nu au fost întemeiate și universitatea a pierdut ca imagine absolut nejustificat din cauza unor cadre didactice care înțeleg altfel sistemul. În acest moment, ancheta legată de modul în care s-a desfășurat licența la kinetoterapie este în desfășurare. Mai mult decât atât, oficialii așteaptă și corpul de control de la Ministerul Educației pentru a face investigații. În paralel cu aceste anchete și instituția de învățământ a demarat un control care să scoată la iveală eventualele detalii nelegale ale activității profesorilor. Momentan nu avem informații că aceste suspiciuni au fost confirmate. Am demarat și la nivelul universității proceduri privind situația respectivă, să vedem care este adevărul și cum se stă. În principiu așteptăm să clarificăm toate aceste semnale negative, pentru că până la urmă toată această acțiune sau acea acțiune desfășurată acum o săptămână a adus un prejudiciu de imagine semnificativ pentru universitate. Așteptăm să vedem cum vor decurge lucrurile, dacă cele semnalate vor fi confirmate, atunci cei vinovați evident vor plăti, dar dacă nu vor fi confirmate, atunci evident universitatea se va îndrepta în măsura posibilităților împotriva celor care au reclamat și au sesizat acele lucruri. Procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează cercetări într-o cauză penală față de un cadru didactic universitar și studenți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită, luare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență și abuz în serviciu, existând suspiciuni că în cursul lunilor iulie-septembrie acesta ar fi solicitat și primit bani de la studenți pentru a le facilita obținerea unor rezultate favorabile la examenul de licență, precum și pentru a le furniza lucrări de licență gata elaborate. Profesorul universitar audiat de către procurori a fost Monica Băcă, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Aceasta a respins orice acuzație de mită și a lansat ipoteza că este răzbunarea unui student nemulțumit că nu a promovat licența. După ce licența a fost susținută la Târgu Jiu, examenul a fost reluat la București, întrucât Facultatea de Educație Fizică din cadrul UCB nu era acreditată să organizeze examen de licență la specializarea kinetoterapie. Examenul susținut în capitală nu a fost promovat decât de 9 absolvenți din 17. Potrivit legii, dacă diploma de licență se obține prin mijloace frauduloase, aceasta este retrasă, iar examenul anulat.